Mulțumim mult, Cosmin Ciocu, și a trădat Cosmin că e ziua lui Mircea Cărtărescu, drept care m-am gândit să-i fac un cadou și anume o scrisoare. Nu cred că i-am mai scris lui Mircea Cărtărescu vreo scrisoare, așadar e prima și o va primi la sfârșit. Vă citesc și dumneavoastră. E scrisă mare, să nu vă uitați că sunt multe foi. Dragă Mircea, e scrisă în dimineața zilei de duminică 26 mai, o zi fastă pentru noi toți, dar chiar așa s-a întâmplat, atunci am scris-o, la București. Într-un dialog pe teme muzicale, prietenul nostru Dan Dediu a reluat o afirmație glumeață a lui Karl Heinz Stockhausen, considerat unul dintre mari compozitori vizionari ai secolului 20. Există, spune Stockhausen, trei tipuri de creatori, fiecare cu rol diferit în menținerea și perpetuarea muzicii în lume și, aș adăuga eu, niciunul nu e de neglijat. Este foarte răspândită o categoria compozitorilor mixere, vorbim de mixerele muzicale, dar la o adică ne putem gândi și la cele de bucătărie, care amestecă ideile și tonurile altora și le oferă într-o pastă proprie. Există apoi compozitorii aparat de amplificare, boxă, fir, eventual microfon, fiecare cu anumită putere de răspândire, cei care reiau ideile găsite în istoria muzicii și le amplifică, le dau concreteze și amploare, le fac să se audă. Toți aceștia pot fi plini de talent, desigur. Dar mai există, extrem de rar, a treia categorie, compozitorii generatori, aleșii, cei care nasc noi idei muzicale, și pe care în fiecare secol îi poți număra pe degetele de la o mână. Cred că lucrul acesta e valabil și în literatură, cu precădere în proză și poezie, împărțirea nu pare a fi operantă în eseu, doar că nu atât de idei aș vorbi aici, nici de teme și motive fatalmente limitate, cât de vocea care prin ea însăși creează o lume profund originală. Care își fac auzit și un glas propriu. Ai văzut peisajele antropomorfe din istoria picturii? E ca și cum o lume mișcătoare și variată, un oraș, ai unul pe tinduță, un oraș, să spunem, ar fi totodată un om în carne și oase. Să ne închipuim aceste lumi înzestrate cu o unică voce distinctă. Nu e greu de văzut, dragă Mircea, că literatura ta se înscrie în categoria puțin numeroasă a aleșilor, deși, desigur, nu există categorii pure. Un mare scriitor este și generator, dar și mixer și amplificator, deopotrivă, iar la un scriitor mixer poți întâlni uneori și destule idei originale. Contează ca întotdeauna proporția, iar după această proporție se poate face o ierarhie corectă și pe teritoriul atât de alunecos și de subiectiv al literaturii. Noua ta carte, Melancolia, face parte așadar ca tot ce ai scris din această ultimă și rară categorie a cărților inovitoare. Desigur, așa cum chiar tu ai dezvăluit deja în interviuri și cum un cititor avizat știe și singur, ea mixează și topește la oaltă tonuri din romantismul german, din Hoffman cu Spărgătorul de nuci, basmele lui Andersen și proza lui Oscar Wilde, din proza și poezie eminesciană 15%, din Borges, din suprarealiști, din proza realismului magic sud-american și să nu uităm pe cel mai important, cel mai apropiat de tine, din Mircea Cărtărescu. Desigur, cartea amplifică face să se audă mai tare tema singurătății. Nu suntem oare cu toții, dinainte de naștere și până după moarte, fundamental singuri? Și tonalitățile joacă
frumoase, atât grave, atât de dragi ție, ale melancoliei. Mi te închipui uneori, dragă Mircea, ca pe un prinț Hamlet cu negre plete, Hamlet era blond, al Bucureștiului, al Sudului. Mi te închipui alteori, în alte epoci, ca pe un călugăr în cochilie, bântuit de demonul amiezii, cum numește părintele Ioan Casian, născut în Dobrogea, Acedia, și care, ca să scape de acest demon, pictează cu enormă migală și totală dăluire un triptic, una flutură în fond, cu aripa stângă, corpul, aripa dreaptă. Se închipuie în fine aici, în Melancolia, ca pe un amestec din doi bărbați de secol XIX, unul danesc ca Hamlet, pe nume Anderson, cu neiubirile lui, și unul irlandez, Oscar Wilde, cu prea iubirile lui. Nordul e o lume generatoare de melancolii și ele se află ascunse în ADN-ul tău literar, subit. Dar în același timp, melancolia este altceva, este o lume nouă cu glas propriu. Voi încerca să prind în această scrisoare esența cărții, originalitatea ei, și să sperăm că voi reuși, fiindcă este ca și cum ai dori să apuci să strângi în mână o bătaie a inimii. Din fericire, melancolia este o proză cu trei bătăi de inimă atât de puternice, încât devin aproape materiale. Am citit cartea lăsându-mă vrăjită de ea, cum numai copiii citesc basmele, am intrat în a treia sa stare, cea de încânte. Am intrat cu totul înăuntru ca Bastian din Povestea fără sfârșit. Din ce se naște puterea ei de vrajă, de formulă magică, de abracadabra deschizătoare de lacăte aflate la ușa marelui vis, cum bine spune poetul? Din densitatea vocii stilistice, de care vorbea și Cosmin. N-am văzut încă în literatura lumii și cu atât mai puțin în basme, o asemenea acuitate plastică a privirii, o asemenea putere de pipăire cu ochii, a țesăturii lumii, cu fiecare din firele și firișoarele ei în parte, tot mai subțiri până la invizibil. Ai reușit să creezi, deci, un stil vrajă, atât de potrivit cu basmele și totuși de negăsit în basme, care sunt mai curând sărătăcioase stilistic. Recuzita nu e din basme, ci e aceeași din cărțile tale și asta i-ar putea înșela pe unii. Blocurile, fabrica, subteranele, părinții, cu noutatea că aici apare și tatăl, spitalul sau sanatoriul, școala, tramvaiul, bucătăria, basmaua mamei, statuile. Dar spre deosebire de orbitor sau șolăi noi, recuzita e lipsită de istorie, nu conturează un timp anume, este un tipar străvec, coliba și castelul, casa părintească ocrotitoare versus mersul în lume, iar orașul, spațiul, devine sub privirile băiatului țărâm. Sar peste un citat. Pe acest țărâm, care, la fel ca în basme, se întinde și dincolo de moarte, în prima poveste ne aflăm într-un mormânt. Sunt niște eroi tăi dintotdeauna, cu acel eu în frunte, devenit aici băiatul, dar toți transformați în personaje de basm. Eroul și fata de salvat, eroul și ușa interzisă. Trei este, desigur, cifra de basma acestei cărți. Iar visul, Dumnezeul lumilor tale literare, a tot puternic, a toate știutor, iubitul și vai, refuzându-ne explicația și înțelegerea ultimă, care e doar în puterea lui, visul deci, este un vis joc, în sensul cel mai înalt metafizic al cuvântului joc. Regula jocului cere ca mereu să fie sacrificat ceva sau cineva, cum se întâmplă în prima poveste cu jucăriile, în cea de-a doua cu geamănul, iar în cea de-a treia cu inocența. Iar asta se petrece la trecerea în fiecare etapă nouă a vieții, în fiecare piele nouă în care intri de-a lungul formării. Noi nu ne semănăm de la o etapă
etapă la alta a devenirii noastre, dar în fiecare din aceste noi piei în care intrăm, ca să folosesc limbajul din ultima poveste, avem cu noi o iluzie, o brajă, o iubire. Și ca să putem trece mai departe, le pierdem, le lăsăm în urmă, le omorâm. Lumea asta de poveste, vis, brajă, iluzie, descrisă cu o densitate stilistică uimitoare și supusă unor sentimente intense care o schimbă cu totul, cred că e formula propusă de noua ta carte. Altfel spus, scriitorii transformă realitatea în metaforă. Tu transformi metafora în viață reală. Nu spui copilăria și adolescența înseamnă să schimbi trupul, să lași în urmă forme care nu se seamănă, ci descrii case normale, cu dulapuri normale, în care sunt agățate pe umeraj ca hainele, pieile pe care omul le adună în timpul devenirii lui. Ideea este că trăim cu toții într-un poem, într-un bas, într-un vis, într-o brajă. Povestea mea preferată e cea mediană, cu frații Isabel și Marcel. Ea începe cu joaca blândă și gingașă a copiilor din basmele sau din poveștile medievale germane, cu Fritz și Marie din Spărgătorul de Nuci sau cu Brigid și Sibila din Alesul lui Thomas Mann, dar sfârșește cu tema geamănului pierdut, întâlnire cu sine, care e în același timp și despărțirea de sine, cea din visul chimeric eminescian, despre care atât de pătrunzător ai scris cândva, carte pe care am lansat-o de asemenea împreună. Aici, cu o notă nouă, pozitivă, geamănul e sacrificat, se sacrifică, pentru ca o altă ființă, însă diferită, feminină, să fie salvată. Moartea e palingenezie. Lăsând la o parte grijile hermeneutice, ce frumusețe de poveste ai scris, dragă Mircea! Și ce fragede sunt jocurile copilăriei la cei doi frați, un băiat și sora lui mai mică, micile spații tainice pe care și le decupează numai pentru ei din lumea celorlalți. Ce înduioșător modul în care băiatul o apără cu mult curaj pe fată, mai întâi ficțiunile pe care le inventează singur, apoi în realitate, cum se strică apoi ordinea și armonia lumii, cum se concretizează primejdia și vinovăția cuvântului rostit, este aproape insuportabil de citit, ca folclorul cu ele sau figurător, sau ca un thriller teribil, cum devine mama o pietă în spaima și grija ei pentru copilul pe moarte, și cât de frumos intră viața noastră a tuturor în acest basen. Nu te ascund că am plâns citind-o. Tristețea poveștii e atât de mare încât schimbă lumea. Știi că uneori, în zilele de vară fierbinte, când contururile lucrurilor devin parcă lichide, poți să vezi aerul care capătă o consistență de apă vădurită. Asemenea inversări de consistențe, transfigurări, se produc și în această poveste. Invizibilul devine transparent, transparentul translucid, translucidul opac, sentimentele se fac palpabile. Deși tentația e mare, le vom lăsa altora grija de a intra în zona psihanalitică a cărții, podul care coboară către tată, cel care urcă spre mamă, treptele înălțării către tine, nu știu, descoperirea femininului, a sexualității și tot restul. Voi spune, în schimb, altceva. Ca și tine, sunt speriată de tot mai precară și sărăcăcioasă viața interioară a contemporanilor noștri. De altminte, cum să ai imaginație și sensibilitate și trăiri bogate dacă nu citești, dacă nu meditezi, dacă nu te uiți deopotrivă în lăuntul și în afara ta? Personajul tău, fie că e băiatul, fie Marcel, fie Ivan, are o viață interioară atât de rafinată, de bogată, de covârșitoare, încât umple golul, se revarsă binefăcător peste pustiul interiorității noastre prezente, peste firele veștejite ale închipuirii lumii contemporane și ne împrospătează cu semn, se va. Deși tricticul poate fi expus cu piesele separate, independente, cum se întâmplă uneori în marile muzee ale lumii, când le așez la oaltă, desenul se leagă.
stradă. Iar legătura, dincolo de locuri și lucruri și refrene, care marchează drumul ca să-l recunoști, de pildă cum ninge soarta, e cel mai frumos dintre ele. Cum ninge soarta e cel mai frumos dintre ele. Legătura este trecerea pe care nu o putem împiedica dintr-o lume în alta, maturizarea treptată. Acolo, din frage de pruncie până în adolescență, până în frage de adolescență. Acolo se oprește această carte desăvârșită, ca și cum acolo ți s-ar fi oprit viața. E timpul să mă opresc și eu. Nu înainte de a-ți spune, dragă Mircea, după 10 de ani de prietenie și mii de cărți citite, ceea ce echivalează cu mii de vieți trăite, așa cum ne învață splendida deviză a editurii Humanitas, nu înainte de a-ți spune așadar, mulțumesc pentru că faci mai frumoasă și mai bogată această viață cu asemenea comori literare. Cu prietenie din inimă și din literatură, Ioana. Post scriptum, cum ninge soarta.